Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să facem un review la două perechi. O să vorbim de două perechi de Vaporwaffle-uri X-Sakai. Două perechi care mie unul mi-au plăcut foarte mult. Acestea au fost lansate înainte în alte patru colorway-uri. O să vă pun o poză cu ele pe ecran ca să vedeți exact despre ce perechi vorbim. Astăzi o să facem review la perechea de Dark Iris și perechea de Sesame. Eu am prins perechea de Dark Iris-uri pe site-ul celor de la lui Savia Roma, iar perechea de Sesame mi-a trimis-o un băiat Window Shopping de pe Instagram. Puteți intra pe pagina lui de Instagram ca să vedeți, acolo are o grămadă de perechi și poate face și loți pentru diferite perechi în viitor. Aceste două perechi s-au lansat și la noi în România, doar pe site-ul celor de la Nike, nu s-au lansat la niciun magazin de la noi din București. Ele s-au lansat la retail-ul de 899 de lei. Nu știu exact cât vine asta în afară, cred că e 190 de euro am dat eu pe pereche de pe lui Savia Roma plus transport. Am ieșit un pic mai scump decât la noi în România, am dat vreo 945 de lei decât 899 cât aș fi dat pe site-ul celor de la Nike. Să trecem să vorbim despre cele două perechi. Avem cutiile normale cu care ne-a obișnuit Nike la colaborarea cu Sakai. Au aceste materiale premium pe ele, nu sunt acele cutii normale, dar mie nu-mi plac, frate, aceste cutii care sunt așa, nu știu, nu-mi place absolut deloc cutia asta care iese din altă cutie, îmi plac cele cu capac, nu știu de ce, probabil pentru că se scoate foarte greu această foaie. În interior avem această foaie pe care scrie Nike X-Sakai, este în continuare pe partea aceasta. Și încă un rep normal. Scot perechile și revin. Ok, fraților, și am scos cele două perechi. Vreau să vă mai zic că la perechea de Dark Iris-uri mie mi-a venit de pe lui Savia Roma, cum puteți vedea chiar aici, size tag-ul este cel normal, măsura e 10 ca de obicei. Repul din interior, cel pe care nu scrie Nike Sakai, este pătat de movul de pe pereche, deci cel mai probabil a spălat această pereche, o să facă absolut oribil în momentul în care o să trebuiască să o speli cu crep sau cu orice alt produs. Dar vă las o poză pe ecran ca să înțelegeți și hai să trecem la perechi. Și da, fraților, astea sunt cele două perechi de Nike Vaporwaffle X-Sakai. O să vă las acum birolurile cu ele ca să le vedeți mai bine și după aceea o să-mi zic și o părere, așa că dai cu birol. Ok, fraților, și acum că ați văzut birolurile, haideți să discutăm un pic despre aceste două perechi mai neobișnuite de la Nike. Foarte multă lume le aseamănă cu perechile de designer, nu știu de ce, dar haideți să începem să vorbim ca de obicei despre upper, după aceea să trecem la midsole și la outsole. Upper-ul este unul făcut din niște materiale de mesh îmbinate cu un suede, un suede care mie unul îmi place foarte mult și în culoarea de sesame și în culoarea aceasta de Dark Iris. Îmi place foarte mult acest accent de portocaliu de pe perechea de Dark Iris-uri de sus, de la upper, de la cel double sush. Aici, în schimb, nu-mi place acest albastru, pe care s-a mers destul de mult la aceste perechi, deoarece inclusiv dublarea de șireturi de la șireturile normale de la perechi este în același albastru cu culoarea de la sesameuri. Am văzut că cu acest albastru s-a mers și pe perechea de Dark Iris-uri aici pe exterior, dar mie unul nu-mi place, nu mi se pare așa wow. La părul acestor perechi mai avem niște aspecte destul de interesante, deoarece avem acest suș care este unul normal din piele, iar pe deasupra avem acest suș care este efectiv un imprimeu. Faza nasoală e că pe perechea de sesameuri acest suș se vede destul de prost, nu știu dacă voi puteți observa aici, dar din cauza suede-ului acesta se vede destul de ciudat, dar pe perechea de Dark Iris-uri nu avem această problemă. Pe perechea de Dark Iris-uri se vede sușul continuu, bine, avem și două culori mult mai închise. Dar mie unul îmi place mult mai mult cum se vede pe această pereche de Dark Iris-uri. Culoarea mi se pare mult mai ușor de purtat perechea de sesameuri față de perechea de Dark Iris-uri. O altă mare problemă a apărului, fraților, este faptul că avem o grămadă de glue stain. Perechile sunt peste tot pline de lipici, inclusiv aici pe suede, inclusiv pe partea din față de aici care i-am putea spune un mic toe box, dar nu e un toe box, și pe partea aceasta de sesameuri
uri avem tot la fel glusteinuri cam peste tot, nu înțeleg de ce Nike a lăsat așa de multe perechi cu atât de multe probleme să iasă din fabrică. Și haideți să trecem pe partea de șireturi, unde, ca de fiecare dată, cum ne obișnuim Nike în această colaborare cu Sakai, avem șireturi duble. Aici avem o pereche de flat laces-uri albe la ambele perechi și deasupra o pereche de șireturi dintr-un material din acela de stofă, cum erau pantalonii de aceea de uniformă când eram noi mici, albastre. Pe lângă asta, aceste perechi vin și cu extra laces-urile acestea rotunde. Nu știu cât de tare s-ar vedea cu aceste șireturi, îmi place cum se văd acum. Posibil să scot acele șireturi albastre de pe perechea de Dark Iris-uri, pentru că nu-mi place așa de tare cum se vede cu ele. Nici cu aceasta nu știu cum s-ar vedea, dar cum v-am zis, această culoare pe mine unul nu mă dă așa tare pe spate. Asta de aici de la Sesame ori mi s-ar părea că s-ar vedea destul de bine pe această pereche, dar n-am prea purtat perechi cu laces-uri din acestea tubulare, am purtat în mare parte flat laces-uri, nu știu cum se văd acestea pe perechi. Am și acolo o pereche de mid-uri care are tot la fel aceste laces-uri tubulare și nu știu, parcă nu mi se pare că se vede la fel de bine ca un flat laces. Asta ar fi pe partea de șireturi la această pereche. Partea de sus a părului unde avem limba vine cu o pereche de limbi, de fapt. Pentru că avem o limbă pe care scrie Nike Sportswear în culoarea perechii, iar după aceea avem o limbă albă pe perechea de Dark Iris-uri pe care scrie Nike Sakai. Pe perechea de Sesame-uri avem o pereche de limbi în aceeași culoare aproximativ. Culoarea limbii din spate este un pic mai închisă decât culoarea limbii din față, iar pe partea limbii din față avem tot la fel Nike Sportswear, iar în spate aici Nike Sakai. Și pe partea de interior a perechii avem această parte de aici de la călcâi albă pe perechea de Dark Iris-uri, iar pe perechea de Sesame-uri avem această parte care este în aceeași culoare cu perechea. Pe partea de Sesame am văzut că s-a mers foarte mult pe culoarea aceasta. La Dark Iris-uri s-a integrat destul de mult alb. Partea de aici din spate este din acel material normal de mesh, iar insolul este foarte interesant deoarece avem acest insol pe care scrie Nike Sakai chiar aici. Și size tag-ul mi se pare foarte interesant. E prima oară când văd la Nike un size tag in color. Avem acest size tag in color lipit de pereche, nu un size tag alb. Mi se pare că nu se vede așa de tare în momentul în care te descalci și nu atrage atenția. Măsura e 10, nu știu dacă voi vedeți foarte bine. Iar pe partea din spate a limbii avem acest colorit galben, nu știu exact ce, dacă are ceva mai special. One eternity later. Ok, fraților, și după jumătate de oră în care am stat să bag insolul la loc pentru că se bagă foarte, foarte greu, haideți să trecem la partea din spate și după aceea să trecem la midsol și la outsol, pentru că aceasta este partea mai importantă a acestei perechi, deoarece sunt niște elemente destul de interesante. Partea de aici din spate vine cu acest kill tab de care poți să încalci perechea mult mai ușor, iar prin spatele ei scrie Nike Sakai pe ambele perechi. Ce mai avem în spate? Mai avem aceste mici guri de aerisire între ghilimele, deoarece nu sunt niște guri de aerisire, sunt tăieturi în acest material de piele care este pus peste materialul de mesh de aici. Iar acum să trecem la midsole și outsole-ul perechii. Midsole-ul perechii este compus din două tălpi, din ce puteți observa aici. Avem prima oară o tehnologie de zoom, care este urmată tot de o tehnologie de zoom din ce știu eu, și ultima parte a tălpii, care este o talpă normală. Partea interesantă este că aici putem observa layering-ul de tălpi, unde avem diferența dintre cele două tălpi și se poate observa că aceste tălpi vin îmbinate printr-un material dintr-un baby blue, un albastru deschis. Nu știu dacă se vede pe cameră foarte bine această culoare. Datorită acestui îmbinări de tălpi, această perechea este una foarte comodă. Prima oară când am pus-o în picior mi s-a părut un pic mică, e 10, am zis că e posibil să-mi trebuiască 0.5 up, dar nu. Vă trebuie true to size în situația în care n-aveți un picior foarte lat. Este o pereche îngustă, așa că dacă aveți un picior foarte lat, luați-vă 0.5 up, chiar poate one size up. Outsole-ul acestor perechi este unul destul de ciudat, care se strică destul de greu în momentul în care mergi cu el, dar mi-e foarte frică că această talpă o să-ți fie un impediment destul de mare în momentul în care conduci. Nu știu dacă o se poate conduce într-o asemenea pereche. În momentul de față, din ce am observat eu cu această pereche, este că resell-ul ei este undeva între 250 și 300 de euro la perechea de Dark Iris-uri și 275-350 de euro la perechea de Sesame. Celelalte perechi au crescut foarte mult în preț, așa că și la acestea mă aștept să se dubleze prețul posibil in următorul an dacă aveți perechile deadstock. Și cam asta e, fraților, ce am avut eu să vă zic despre perechile acestea două. Dacă mai aveți alte întrebări despre ele, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Ați văzut și birolurile și ca de fiecare dată vreau să -mi scrieți care dintre ele vă place mai mult, perechea de Sesame sau perechea de Dark Iris. Scrieți acum în secțiunea de comentarii. Și ca de fiecare dată, fraților, eu am fost Georgescu. Nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu. Nu uitați să folosiți codul Georgescu la fiecare checkout de pe Sneakerindustry. Și, fraților, ne vedem vineri la un Guess the Price cu Elias și Zbâr. Așa că, până vineri, eu am fost Georgescu. Vă pup! Pa!